Astăzi, 2 iunie 2020, ora 9, conform datelor centralizate la nivel județean de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, situația epidemiologică se prezintă astfel. În autoizolare la domiciliu, 4.843 de persoane. În carantină instituționalizată, 5 persoane. 17.228 de persoane ieșite din autoizolare. 3.102 de persoane ieșite din carantină instituționalizată. Până la acest moment, în județul Suceava au fost efectuate 20.716 de teste. Conform situației întocmită de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la nivelul județului Suceava se înregistrează un număr de 2.606 de persoane declarate vindecate. Persoanele izolate la domiciliu sunt clinic sănătoase și nu prezintă simptomatologie specifică afectării cu virusul COVID-19. În ultimele 24 de ore a fost internată în Spitalul Județean o persoană diagnosticată cu COVID-19 și externate 20 de persoane, nefiind înregistrat niciun caz în rândul personalului medical. În Spitalul Județean de Urgență Sfântul Ioan cel Nou Suceava se află internați un număr de 397 pacienți, dintre care 159 de pacienți COVID-19, un număr de 13 pacienți fiind internați la secția ATI, iar la nivelul Spitalului Municipal Rădăuț sunt internați un număr de 30 de pacienți COVID-19 și 24 persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. Astăzi se recoltează probe în vederea testării pentru COVID-19 personalului din cele două centre de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică. În cursul zilei de 1 iunie 2020, polițiștii au desfășurat 32 de acțiuni în contextul COVID-19, fiind verificate 4.716 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu și 34 societăți comerciale.